Sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea. Ziua copilului a început la peștera cu o slujbă oficiată de preotul din comună, care a și sfințit cele 500 de biciclete. Imediat după, copiii și-au luat în primire cadourile, nu înainte de a savura o bine meritată felie de tort. Vedeți dumneavoastră, de-aia nu dorm eu zi și noapte, de-aia de 6 ani de zile nu am fost măcar o zi în concediu, pentru că meritați să fac din ce în ce mai multe pentru voi. Da, mi-am dorit foarte mult și da, chiar am primit acum. Una fratelui și una mea. Este minunat. Avem cel mai bun primar din comună, din județ. V-ați gândit să participați la concursuri de acum, la competiții, să vă întreceți? Da. Da? Da. Și este un om foarte apreciat de copii și mi se pare un gest frumos din partea dânsului. Aveți doi copii, spuneați. V-ați fi permis să le cumpărați amândurora câte o bicicletă? Nu. Nu, pentru... A avut băiatul, dar i s-a stricat și... Urma, da, în vara asta, dar nu știu dacă puteam să le iau la amândoi. Pentru ei e o mare bucurie. Sunt foarte mulți copii care nu beneficiază acasă de tot ceea ce beneficiază copii, alți copii. Și... chiar merită, să știți. Este un gest minunat al primăriei, al Consiliului Local. Investiția a ajuns la aproximativ 100 de mii de lei și cea mai mare parte a banilor provine din sponsorizări. Să vă spun sincer, acest proiect pentru a cumpăra biciclete pentru toți copiii de la grădiniță și până la clasa 8-a a pornit din frustrarea mea din copilărie, că eu mi-am dorit întotdeauna o bicicletă și nu am avut. Am 48 de ani și n-am avut bicicletă niciodată. Și sincer vorbind, când văd acum că am bucurat aproape 500 de copii, nu-mi pare rău că a trebuit să trec prin neajunsuri atât de multe, încât să-mi dau seama să completez atunci când am posibilitatea celor pentru care pot. Acum la peștera toți copiii au biciclete, indiferent că au 3 sau 13 ani. Autoritățile au avut grijă de toți. Pe lângă biciclete, locuri de joacă și aparate de fitness, școli și grădinițe modernizate, copiii din peștera au internet de cea mai bună calitate, iar cei care fac liceul în Constanța primesc lunar 200 de lei pentru transport. Mai mult, anul trecut, primăria încheiase un parteneriat cu Universitatea Ovidius, potrivit căruia elevii din peștera care vroiau să studieze la Ovidius beneficiau de costuri reduse la cazare și transport, dar și de taxe școlare mai mici.